Mama celor doi copii gemeni și-a dat seama că nu-i bine ca să mai locuiască împreună și chemă la ea pe Iacov. Ascultă, fiule, scoală-te și fugi la fratele meu Laban, în ținutul Haran, și rămâi acolo până se va potoli mânia fratelui tău, căci și-a pus în gând să te omoare. Atunci Iacov a luat repede o traistă cu mâncare și un burduf cu apă și a plecat pe drumul care ducea la Haran. Ajuns într-un loc unde a rămas peste noapte, Iacov și-a pus o piatră de pernă la cap și s-a culcat. Credeți că putea să doarmă? În noaptea aceea, el a visat o scară mare care se sprijinea pe pământ, iar vârful ajungea până la cer. Pe ea urcau și coborau îngerii lui Dumnezeu. La capătul scării, deasupra, stătea Dumnezeu și zicea: Eu sunt Domnul, Dumnezeul tatălui tău Avram și Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care ești culcat va fi al tău și al urmașilor tăi. Iată, eu sunt cu tine, te voi păzi pretutindeni unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta. Iacov s-a trezit din somn și a zis: Doamne, cât de înfricoșat este locul acesta! Aici este casa lui Dumnezeu. Aici este poarta cerurilor. A dat locului aceluia numele de Betel, care înseamnă casa Domnului. Dis de dimineață, Iacov a pornit din nou la drum. Și iată că a zărit o fântână pe câmp. Lângă ea stăteau adunate trei turme de oi ca să se odihnească și să bea apă. Ciobanii prăvăleau piatra de la gura fântânii ca să poată scoate apă pentru oi. Iacov se apropie de ei. Fraților, de unde sunteți? Din Haran, au zis ei. Cunoașteți pe Laban? Îl cunoaștem, cum să nu? Iată că vine spre noi chiar fata lui, Rahela. Aduce și ea oile la adăpat. Când a ajuns, Iacov a ajutat-o pe Rahela să-și adape oile. I-a povestit toate cele întâmplate în familia lui și de ce a venit el în ținutul acesta. Au mers împreună acasă și când Laban l-a văzut pe Iacov, l-a îmbrățișat mult. După ce i-a povestit și lui de ce a fugit de acasă, Laban i-a zis: Spune-mi ce vrei să-ți dau. Iată, am două fete, pe Leia și pe Rahela. Lui Iacov îi plăcea de Rahela, dar tatăl dorea să o mărite și pe Leia, căci era mai mare. Atunci Iacov a zis: Îți voi sluji 7 ani la oi, dar o vreau pe Rahela. Și Laban se învoi. După ce au trecut cei 7 ani, au făcut o nuntă mare. Laban i-a dat să bea vin lui Iacov și, fără să mai știe de el, s-a trezit însurat cu Leia, fata cea mare, pe care nu o iubea. Când s-a trezit Iacov, s-a certat cu Laban pentru ceea ce-i făcuse. Au ajuns totuși la o înțelegere. Bine, a zis tatăl fetelor, mai slujește-mi încă 7 ani și am să-ți o dau de nevastă și pe Rahela. Căci nu se cade a se mărita cea mică înaintea celei mari. Și Iacov a mai slujit încă 7 ani, după care Rahela a devenit soția lui. Cât de greu sau ușor au trecut anii aceia, numai Iacov știe. Pentru că Domnul a văzut că Leia nu era iubită, i-a dat putere să aibă copii, iar Rahela a rămas stearpă. Leia a născut 6 băieți și o fată. Sora ei nu știa ce să mai facă să poată avea și ea copii. În necazul ei, Domnul și-a adus aminte și de ea. Astfel a născut și ea un băiețel pe care l-a numit Iosif. Iacov a dorit să plece înapoi în ținutul său. Devenise foarte bogat și copiii lui Laban începuseră să-l invidieze. Atunci și-a luat întreaga familie și toate turmele de oi și de capre, toate averile și aurul, și-au plecat spre Canaan. Întoarcerea la casa părintească îi răscolea amintirile. Își înșelase fratele de 2 ori
și se temea. Când s-a apropiat de țara unde locuia fratele său Esau, a trimis niște oameni să-i spună: am locuit până acum la Laban și ne întoarcem acum cu bogățiile pe care le-am agonisit. Avem turme de oi, capre și boi, mulți robi și roabe. Am venit înaintea ta ca să căpătăm trecerea să intrăm în țara părinților noștri. Esau le răspunse: iată, am să-l întâmpin cu 400 de oameni. Și i-a lăsat să plece. Iacov îi aștepta cu nerăbdare. Vestea primită l-a îngrozit. Această mână de oameni neînarmați, cu femei și copii mici, împovărați de bagaje și turmele de animale, stătea neputincioasă în fața dușmanului. Atunci Iacov i-a împărțit în două tabere, căci gândea că dacă fratele său se va năpusti asupra vreuneia și o va bate, cealaltă să scape. Zdrobit, el căzu cu fața la pământ și zise: Doamne, Dumnezeul tatălui meu Isaac, Tu, Doamne, care mi-ai zis: întoarce-te în țara ta, acolo unde te-ai născut, și voi îngriji să-ți meargă bine, izbăvește-mă, te rog, din mâna fratelui meu Esau, căci mă tem de el, ca să nu mă omoare pe mine și copiii mei. Iacov a petrecut toată noaptea în rugăciune. Dis de dimineață, a ales din toate animalele pe care le avea unele spre a fi dăruite, le-a dat robilor săi să le mână înaintea taberei și atunci când se vor întâlni cu Esau, să-l poată îmbuna. Iacov a luat pe cele două neveste și cei 11 copii ai lui și-au trecut vadul Iabocului. I-a lăsat acolo, împreună cu cele două roabe și tot ce aveau mai de preț. Rămas singur și fără niciun sprijin, căzu cu fața la pământ îngrozit. Deodată, o mână grea veni asupra lui. Speriat, Iacov s-a ridicat și a început să se lupte. De frică lovea disperat în toate părțile. Aproape toată noaptea s-a luptat fără să știe cu cine. Spre dimineață, necunoscutul se hotărâ să-i dea lovitura decisivă. Iacov se prăbuși învins, ridicându-se cu greu, cu mâna lipită de coap, să întrebă: spune-mi, cine ești? Nu pleca până nu mă vei binecuvânta. Omul acela a zis: pentru că ai luptat cu Dumnezeu, numele tău va fi Israel. Răsărea soarele când Iacov, șchiopătând, se depărta de locul acela. Acum el știa că lupta se dăduse între el și Dumnezeu. Păcatul pe care îl săvârșise împotriva fratelui său trebuia mărturisit mai întâi lui Dumnezeu. Împăcarea nu se putea face doar cu darurile aduse înaintea lui Esau. Iacov și-a ridicat ochii și iată că Esau venea cu 400 de oameni. Când s-au apropiat mai mult, Iacov a alergat înaintea lor. Esau a sărit de pe asin și și-a întâmpinat fratele. Când s-au întâlnit, s-au îmbrățișat, s-au sărutat și-au plâns mult unul pe grumazul celuilalt. Toți cei de față au fost și ei înduioșați. Nu puteau înțelege toată această schimbare. Au început să se apropie cu toții unii de alții și să facă cunoștință între ei. Esau a privit la toată ceata și la turmele aduse de fratele său și a zis: haideți să pornim la drum, eu voi merge înaintea voastră. Au mers așa până la drumul care ducea spre Seir, țara unde locuia familia lui Esau. Iacov și-a luat rămas bun de la fratele său și-a continuat drumul spre casa tatălui său Isaac. Au trecut prin Sihem și Betel. Mai era de mers până la Efrata. Pe Rahela au cuprins-o durerile nașterii. Obosită și epuizată de efort, n-a mai rezistat și a murit. Moașa a salvat totuși copilul, care era un băiețel,
și a pus numele Ben-Oni, adică fiul durerii. Însă Iacov a dorit să-l numească Beniamin, adică fiul celei drepte. Israel, căci acesta era numele cel nou al lui Iacov, a plecat mai departe. Toată caravana de cămile încărcate cu bagaje, turmele de oi, femeile cu copii mici în brațe, robi și roabe, mergeau încet către țara făgăduită de Dumnezeu lui Avraam, Isaac și Iacov. Ajunși în sfârșit în câmpia mănoasă a Hebronului, bătrânul Isaac, care avea 180 de ani, aștepta cu nerăbdare întâlnirea cu fiul său. Esau a venit și el să-și vadă tatăl. Dar Isaac era pe moarte. Îi pipăi pe fiecare și se liniști în sufletul său că cei doi copii s-au împăcat. Ca să se împlinească făgăduința dată lui Israel de a moșteni țara Canaanului, Dumnezeu îndemnă pe Esau să-și ia toate averile și nevestele, toate vitele și robii, toți copiii, și să plece să locuiască în muntele Seir.